Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Vă întrebați de ce sunt dus pe scenă de o gașcă de copii de la grădiniță. Ei bine, e ciudat cum evoluează lucrurile. Atenție, elevi! Inspectorul Pratt vine azi în școală pentru inspecția anuală. Deci, toată lumea trebuie să arate cât mai bine, pentru că altfel e rău de voi. Nimic nu trebuie să meargă prost. Vreau să-i arăt că școala asta e perfectă. Ce? Cum a ajuns asta în atenția mea? Astea sunt momentele pentru care trăiesc. Danny? Da? Am un scenariu perfect, dar am nevoie de pregătire. Nu pot să pun în practic o farsă așa de mare fără să mă pregătesc. Nu-mi spune, ai un plan perfect. Am, dar mai întâi trebuie să fiu dat afară, înțeles? Să merg acasă, să iau provizii, să mă întorc, să încep lucrurile. Poți fi dat afară imediat. Doar fi nesuferit și încăpățânat. Ești foarte bun la asta. Premiul pentru cel mai nesuferit puș de pe planetă îi revine lui Andy Larkin! Domnul Hutchins se apropie. Mai bine să mergem. N-avem timp de pierdut. Nu-l voi lăsa pe Andy să mă enerveze. Nu-l voi lăsa pe Andy să mă enerveze. Hutchins, poți să faci, poți să faci. Sper. Oh. Andy! Mă rog, m-ați prins. Cu siguranță, domnule Hutchins, eu am făcut asta. Cred că trebuie să mă trimiteți acasă acum. Știu că n-aveți încotro. Eu mă